Încurcate sunt căile iubirii. O femeie și-a adunat toate neamurile și a făcut o nuntă de pomină. Până aici nimic neobișnuit, doar că mirele braziliencei este o păpușă de cârpă, primită în dar chiar de la mama ei. Conform perfecte.ro, Marcelo a fost cusut de mama Mary Ivonei și este un domn înalt, șaten, cu ochi albaștri și mustață. Între Mary Ivon și Marcelo a fost dragoste la prima vedere, așa că tânăra s-a grăbit să-l ducă în fața altarului. Mai mult decât atât, după mai mulți ani de zile și nopți de iubire zbuciumată, Mary Ivon a rămas însărcinată. Tânăra a făcut nuntă mare și le-a dat vestea cea mare și nuntașilor. Este bărbatul pe care mi l-am dorit dintotdeauna. Viața cu el este minunată, nu se ceartă cu mine, nu mă contrazice, pur și simplu mă înțelege orice ar fi. Marcelo este un soț minunat și credincios. Este un alt fel de bărbat și toate femeile mă invidiază. A declarat mândră Mary Ivona potrivit Daily Mail. La petrecerea de nuntă au participat peste 200 de invitați, iar brazilianca a îmbrăcat rochie albă de mireasă. Femeia a postat filmulețe de la nuntă pe mai multe rețele de socializare. Dacă unii internauți au fost șocați, alții le-au urat casă de piatră și copii mulți. La scurt timp după luna de miere, amorezii au devenit părinții unui băiețel. Bebelușul Marcelino, tot de cârpă, a venit pe lume în mai puțin de 35 de minute. Mary Ivon a născut acasă cu un medic și o asistentă, potrivit Daily Mail. Acum brazilianca nu-și mai încape în piele de fericire și asta pentru că are și soț, dar și partener de dans, relatează perfecte.ro.